Bună seara și bine v-am găsit la lecție cu Prof online. Bună seara, Alesia, bună seara și așa cum ne-am obișnuit, începem lecția cu Doamne ajută. Doamne ajută, foarte, foarte important. Sper că te-am convins să le spunem prietenilor noștri că am întârziat un pic pentru că a fost emisiunea aceea la care am avut înregistrare la Trinsa TV. Nu știu dacă tu ai văzut. M-am uitat. Te-ai uitat. Da. Ai văzut așa că tu știai foarte bine așa cam care mi este starea mea de spirit. Da, era cumva doamna care ne-a întrerupt atunci în lecții și a sunat? Poate ea este, nu știu cine, nu mai țin minte când a fost asta. O doamnă v-a invitat odată în lecție să participați la revizionare. Cred că atunci este, da, probabil că dânsa, dacă doamna aceea este, atunci sigur că... Ai văzut ce emisiunea. Ne apucăm repede de lecție. Am înțeles că tu ai mâini test, să vedem ce chestiune ai avea tu, ce întrebări. Să ne dă test din puteri. Cu puteri, cu pătrate perfecte, ultima cifră, ne dă să mai comparăm puteri și cam atât. Dar tu ai niște exerciții să discutăm concret, adică sau cum procedăm? Am temă. Păi hai, punem repede tema. Ok, dar că nu știu dacă e chiar din puteri tema. Păi vedem. Eu așa aș fi dat. Eu mă gândesc că o astfel de temă ar merita. Să-i fost ca antrenament în direcția asta, și am văzut că ne-a pus un material cu niște explicații și să-l citim până la... să-l citim până la test. O explicație. Imediat mă uit la temă. Și tema până când o aveți pentru săptămâna care vine? Cum? Până vineri. Până luni. Până vineri. Până vineri, aha. Da, am ordonat crescător numerele și sunt niște puteri. Să vedem. Așa. Deci temă, da? Da. Chiar așa sunt. Temă. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Așa îi titulam eu tot timpul în lecțiile care făceam cu copiii care am avut. Deci tema pentru acasă, da? Bun. Te rog, primul exercițiu. Primul exercițiu. Am să scriu și pagina și numărul exercițiului ca să, când mă uit la filmuleț, să-mi dau seama ce am făcut. Te rog. Așa. Ca nu mai scriu cerința, e ordonați numerele, crescător. Scrie ordonați numerele. Scrie acest lucru. Ordonați numerele. Da. Am primul punct. Primul punct e A. Și am 3 la 9, totul la a 4-a. Punct și virgulă. 3 la 13, totul la a 3-a. Deci al doilea număr. Da, al doilea număr. Și ultimul număr 9 la 16 și să le pună în ordine. Te rog, ai inițiativa. Ai cuvântul, hai să zic așa. Păi, cred că 9 la 16 ar fi cel mai mare, dar... Nu, trebuie să avem toată aceeași bază, să le așezăm echivalent. Cele trei numere sunt într-o altă formă de scriere echivalente cu. Iată. Eu cred că primul este 3 la 9, totul la 4. Adică cât este? Ca valoare. Cum crezi? Ce înseamnă 3 la 9, totul la 4? 3 la 9 ori 4. 9 ori 4, păi scriem. 3 la 94, 36, 3 la 90. Direct sus, ok. Da. Pe lângă, adică nu pe lângă, și următorul. Următorul este 3 la 13, totul la 3, care înseamnă 3 la 13 ori 3. Adică deodată? Adică deodată 39. Da. Așa. Și următorul e 9 la 16. Nu, dar umblă și acolo. Nu, umblă și la el. Visez să fii tot 3 la. Ce bine ar fi, ce bine ar fi dacă ar fi baza 3. Păi poți să-l scriu ca 3 la 2. Hai, că ai tu inițiativa. 3 la 2, totul la 16. Adică cât în final? 3 la 2 ori 16. Adică? Adică 3 la 32. Păi așa, 3 la 32. Păi atunci nu mai e. Acum 3 la 32 e primul, după aia 3 la 36, după aia 3 la 20, la 39. Perfect. Stai, nu atinghești. Bine. Da. Între ele poți să spui mai mic. Adică primul e cel mai mic, pe urmă, așa, în loc să acum, așa, și la, perfect. Asta înseamnă că ai ordonat crescător. Ok. E stabilit. Și ultimul punct B. Am așa, 2 la 2, totul la 30 și presupun că aici trebuie să le aduc pe toate la bază. 2 la 6. A, stați, nu. Aici e punct și virgulă, aici e ori. 2 la 111 ori 2 la 14 și acum virgulă. Aici scrie așa. 2 la 2, totul la 5, totul la a 3, așa scrie. Da. Dar că... Așa. Și acum echivalent. Cu 2 la 2, totul la 30 este egal cu 2 la 2 ori 30. Deodată îți spui câte înțeleg eu. Ok. Așa. 2 la A și trebuie să fac 6 plus 11 plus 14. Da, hai. Condu repede, viteza mai mare. Ok. 31 pe lângă 2 la 10, totul la 3. Adică? A, scriu direct pe tine. 2 la 30. 2 la 30. Și mai departe am 2 la 30. 2 la 31 și 2 la 60. Corect. Am terminat. Da. Stați să văd ce exercițiu am de fapt. Tot să ordonez numerele. Nu mai scriu cerința că tot trebuie să ordonez. Bine. 3 la 3 la 3, 3 la 3 la 3. Da. 3 la 3, totul la 3. Da. 3 la 33 la 3 și 3 la 33. Da. Echivalent. Păi am asta 3 la 3. Da. Adică 3 ori 3, adică 27, adică 3 la 3. Corect. Pe lângă 3 la 3 ori 3, 3 la 9, pe lângă 33 plus 33 plus 33. Nu-i plus. E ori. Și atunci trebuie să fac Și atunci fac 33 ori 3. Sau ar fi, în loc de 33, poți să spui 3 ori 11, totul la a treia. 3 ori 11, totul la a treia. Sigur așa este, da? Da. Bun. Așa. Și virgulă 3 la 33. N-ai ce mai faci. Da. 3 la 27 las așa. Da. Dar hai să vedem din cei care au aceeași bază. Sau scrie, mergi mai departe, mă scrie încă o dată. Echivalent, dar spune echivalent. Da, 3 la 9. Și un produs la o putere? 3 ori 3 ori... Deci, 3 la 3 ar fi și pe urmă 11 la 3, da? Deci vine fiecare la a treia, că e produs. 3 la a treia ori 11 la... 11 la 3. Da. Și mai departe 3 la 33. Da. Trebuia să pun rezultă sau tot echivalent? Dacă ne permitem să ordonăm, poți să scrii rezultă. Dar nici echivalent, nu e nicio greșeală că tu nu faci decât să copii, dar vei așeza într-o altă ordine. Da. Atunci am 3 la 27, las așa, 3 la 9 și acum fac, rezolv 3 la 3 care e 27 ori și fac, acum rezolv și 11 la 3 care este 11 ori 11 ori 11 de 3 ori și nu știu dacă pot să... Păi aici e problema. Ne încurcă, până aici totul a fost perfect, ne încurcă acest 3 la 3 ori 11 la 3. Vezi? Da. Deci ne încurcă pentru că dacă valoric îl faci, că poți să faci 11 la 3, 11 ori 11 ori 11 de 3 ori și îți dă un număr. Și pe urmă trebuie să mulțești cu 27 și dă un număr și pe urmă trebuie să compari și 3 la 9 cam cât ar face și 3 la... Ei, eu îți propun așa. Dintre 3 la 27, 3 la 9 și 3 la 33, care e cel mai mic? 3 la 9. Deci 3 la 9 ți-ar vine foarte bine. Acum... ordinea ar fi așa, 3 la 9, pe urmă 3 la 27. 3 la 33 și după aia aș avea așa și 3 la 3 ori 11 la 3. Bun, de acord. Ăsta nu știm unde să-l plasăm. O fi el mai mic decât 3 la a 33? Nu, decât eu mă gândesc față de 3 la 9. Deci pune deoparte pe 3 la 9 și pe deoparte, de desubt, adică 3 la 9 și vecinul său 3 la 3 ori 11 la 3, da? Deci nu știu unde să-l plasez. 3 la 9. 3 la 9 față de 3 la 3 ori 11 la 3. Păi da, eu cred că ăsta e mai mare. Fiindcă 11 la 3 dă un număr destul de mare. Da. Nu foarte mare. Și ori 27, eu zic că dă mai mare decât 3 la 9. Da, deci suntem într-un moment de... nesiguranța aici, nu prea avem așa o... Nu avem argumente. Zicem bine. Trebuie să găsim o chestie, să vedem. În mod normal, cele două numere ar avea pe cineva comun. Pe 3. Pe 3 la cât ar fi comun și într-o parte și în alta. 3 la cât ar fi comun? Aha. Foi. La întâia? Nu, oare numai 3 la întâia? Este un 3 la întâia, dar eu zic că e chiar mai mult decât un 3 la întâia. Pe 3 la 9 acum mai putem scrie, uitându-ne că ai un 3 la 3-a. Pe 3 la 9 acum îl mai putem scrie. 3 la a 3-a? Nu. Da, zi, 3 la a 3-a, ai zis bine, ori 3 la a câta? 3 la 3. Adică nu, 3 la a 3-a, totul la a 3-a. Bun, dar într-o altă formă încât să aduni exponenții. A, 3. 3 la a 3-a, ori 3 la 6. Foarte bine, asta. Deci echivalent, îi scrii din nou vecini, așa ca să-i vezi. Echivalent în scriere, 3 la 3-a ori 3 la 6-a. Față de vecinul, puneai tu o căsuță. Așa. E, 3 la 3 are și unul și altul și atunci tu poți să-i tai. Că nu mai... Dacă renunți, practic, la contribuția și în stânga și în dreapta lui 3 la a 3-a, ca și cum ai împărți cele două numere prin 3 la a 3-a și îți rămân spre comparare ce numere? 3 la a 6-a față de 11 la a 3-a. Corect. Deci poți să-i tai, pur și simplu. Așa, și îți rămân la comparat 3 la a 6-a de desubt. Ridic un pic mai sus că nu o văd. Da? De desubt din stânga, 3 la 6 față de... 3 la 6 față de 11 la 3. Acum să te văd. Da. 11 la 3 e mai mare. Sigur? Da. Convinge-mă. Voi, ca să vă conving, pot să... Păi 11 la 3-a e un număr mare, fiindcă e 11 ori 11, care e 11 ori 11 era 121, da, cred, ori încă un 11, cred că de 1000 și ceva. Da. Da. Dă 1000 și ceva, că-i spus bine. Și 3 la 6-a e 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3. De 6 ori. Da. Și după părerea mea nu cred că ajunge la 1000. Da. Este acum, să spunem, așa cum simți din... Nu, apelezi la bunul simț matematic tu acum. Da. La bunul simț matematic, așa cum ai spus, după părerea mea. Dar trebuie argumentat la matematică, trebuie foarte bine spus. De ce așa? Ce bine ar fi să fie și în stânga ceva la a treia. Că vezi 11 la a treia, așa îngheață. Și dacă și în stânga ar fi ceva la a treia, cum să mai scrii tu pe 36 ca să fie ceva la a treia? Că atunci, având același exponenți, bazele vor hotărâ. 36 și 36. Deci, pe 3 la 6 să scrii așa fel încât să fie la a 3-a. Cum să aranjezi tu pe 3 la 6 încât să rămână la a 3-a? Că în dreapta avem 11 la a 3-a. O scriu aici, ca să pot să scriu. Bine, am înțeles, da. Păi, 3 la 6-a îl mai pot scrie ca 3 la 3-a ori 3 la 3-a. Bun. Sau, mai poți spune, egal cu alt mod. Alt mod egal cu 3 la 5-a ori 3 la 3. Nu, faci 3 la 8-a. A, nu, stați, nu, 3 la 1. Așa, da. Alt mod. Mai vreau să fii la a treia, să rămână la a treia. Un singur lucru la a treia. Un singur lucru la a treia. Deci să fie un număr la a treia ca să se compare cu 11 la a treia. Deci eu visez ca și în stânga să fie la a treia, să aibă aceiași exponenți. Nu-i urât sau nu-i rău visul meu, nu? 3 la a treia totul. Da. Aici trebuie să-i adun. Ai, nu. Să-i mulțesc, la 2. Așa. Da, dar pot să scriu aici 2 și aici 3. A, asta era. Adică e 9 la a treia. Da. Egal mai departe cu 9 la a treia. E perfect. Asta, vezi cum căutăm, cum mai spuneam și altă dată, intrăm în cameră și ce am visat eu aici? Să fie exponentul 3, că 11 la a treia. Și atunci 6 ăsta se scrie 3 la a doua, totul la a treia, adică 9 la a treia. Este superb. Acolo unde rezultă, șterge tot. Deci unde pe linia asta, ultima care e scrisă acum, pe ultima linie care de acolo, de la așa, ultima linie o ștergi. Așa, așa, perfect. Și până la capăt. Și în loc de 3 la 6, acum zici 9 la a 2, 9 la a 3, față de vecinul. Și acum ți-e simplu. Păi, 11, asta e mai mare. Așa. 11 e mai mare, sigur că. E corect. Și acum te duci și la 3 la 6, acum mai mic. Față de 11 la 3. Așa. Asta era. Iată că 3 la 9 e cel mai mic. Deci încep cu 3 la 9 și pe urmă vei scrie pe 3 la a treia, totul la ori 11 la a treia. Da, așa este. Dar care erau numerele acolo? Erau 3 la 27, 3 la 9. Așa. Acele erau numerele. Și le-ai mai transcris tu mai jos? Asta l-am transformat în ăsta. Da. Asta l-am transformat în ăsta. Ăsta l-am scris așa și ăsta l-am lăsat așa. Da, și urmărim acum următoarea etapă. 3 la 27. 3 la 27 l-am lăsat așa, 3 la 9, după am scris 3, am ridicat pe... Bun. Deci, cu cine începem? Cel mai mic din cele 4 numere. Cu care începem? Deci am numărul ăsta, ăsta, ăsta și ăsta. De acord. Deci cu cine începem? Începem cu 3 la? A 9. Da. După el, cine ar urma? Am pus aici 1, că e de prim. Așa. După el ar urma, ăsta am zis că e 9 la 3. 3 la 9. 3 la 9. Deci ăsta de 3 la 9. Păi nu, stați. Ăsta de 3 la 9. Cine a dat 3 la 9? 3 la 9 e scris, e primul acolo din cele. Așa. Deci, cu 3 la 9 începi. După acela, cine ar urma? Cine ar urma? Asta e povestea. 3 la 27. Da, dar nu uita că ai pe ăsta, pe 3 la 3 ori 11 la 3. Păi și mai mare a ieșit că este 11 la 3. Dar stați, el vrea să îl înmulțim. Da. Deci Încă o dată. Noi, dacă n-ar fi fost prezent 33 la 3-a, ne-ar fi ieșit exercițiul foarte frumos, nu? Da. Ne-a dat peste cap, dintre cele 4 numere, prezența lui 33 la 3-a. Al 3-lea număr de acolo, 33 la 3-a, este cel care ne dă bătăi de cap, că nu știm unde să-l plasăm. Deocamdată am sesizat, am descoperit că cel mai mic e 3 la 9, că începem cu 3 la 9. Și că 33 la 3-a ar urma după el, după 3 la 9, că el ar fi mai mare, dar nu știm dacă comparat cu 3 la puterea 27, unde să-l punem. Adică dacă el... Poftim? 3 la 27? Păi da, că 3 la 33 e clar că e mai mare, dincolo. Da, da. Deci marea bătălie care o dăm acum este să-l plasăm pe 33 la 3-a față de 3 la 27. Că 3 la 9 știm că e cel mai mic, cu el începem. Da, da, da. Da? Cu el începem. Urmează după el, după 3 la 9, și 33 la 3 și 3 la 27. Dar nu știm să-l punem pe 33 la 3 prima dată și pe urmă 3 la 27. Adică ar fi oare mai 33 la 3 față de 3 la 27. Cum ți se pare ție? 3 la 33 față de 3 la 27? Nu. 33 la a 3 față de 3 la 27. Față de 3 la... Stai să le știu. Ați zis 33 la 3 față de 3 la 27. Așa. Păi 33 ori 33 ori 33 de 3 ori. Dă un număr. Dacă 3 de 27 de ori e cam mult și cred că da. Asta e mai mare. Cred, nu știu. Iar suntem în situația cred, nu? Da. Dar trebuie argumente foarte precise. Ce bine ar fi ca și... 3 ori 3 de 27 de ani e și imposibil de calculat, e foarte mare. Și ce bine ar fi dacă am avea exponenții 3. Ah, o idee ar fi să fie exponenții la amândoi 3. Da. Adică pe 27 cum se scrie? 3 la 3. Nu, mă scuzați, nu. 3 la 9. 3... Hai că vrei să spui tu ceva care îmi place, dar trebuie să fii mai atent. Deci, în loc de 27, cum zici? Ține minte că vrei să fii exponentul, să fii ceva la a treia. Și în stânga că ai 33 la a treia și în dreapta. Și trebuie să fac ceva la totul la a treia? Așa să apară. Dar să dea în final 27. Deci, bătălia o dăm aici. Cum să scrim pe 3 la 27? Să scrim să fie ceva la a treia. Că ți-ar place foarte tare că atunci ai avea exponentul 3 și în stânga și în dreapta. Acum 33 la a treia și dacă visez acum, dacă aș reuși ca și la numărul 3 la 27 să-l am ceva la puterea a treia, atunci M-aș uita la baze. Vezi? Asta e momentul. 3 la 27 este egal cu 3 la 3, totul la 3. Totul la? A 3-a. Mai cum se ridică o putere la altă putere? A, vreau să scriu. Păi da, n-am zis să scriu ceva totul la 3. Păi da, să fii corect matematic. Așa cum îi scris acolo, nu-i, acolo se mulțește, 3 ori 3, 9. A, ok, 3 la... A, ok. 3 la 3-a ori... trei la treia ori 3 la 9. Nu. Nu, am uitat să face. Hai să te vezi. Cât oricât să facă 27, cât tu se mulțești. Cât? 3 ori 9. Hai, zi. Egal cu 3 la 3 ori 9, da? 3 ori 9. Și acum este momentul tău. Hai, te-am ajutat aici. 3 la 3 totul la 9. Da, dar nu-ți place. Nu-ți place ție că trebuie să fii la a treia. Păi ca să fie 3 la 3 totul la... 3 la 9 totul la 3. Asta era. Și acum 3 la 9 ai exponență 3. 3 la 9 față de 11. 3 la 9 față de 11 simplu. Păi uite, nu așa? Că acum la comparare cine ai? La comparat ai pe 11 cât era acolo? Că ai șters între timp. Era 3 la 27 față de vecinul 33 parcă era. Ia vezi tu, care sunt numere? Că între timp am tot șters acolo și noi suntem în etapa de a vedea cum se compară 3 la 27. Numerele de la început? De la început numerele? Nu, da. După ce le-am mai transcris noi după un 3 la 27 față de 3 ori 11 la 3, nu? 3 ori 11 la 3. Deci nici nu mai văd, m-am încurcat care mai sunt care. Păi uite, noi am arătat că 3 la 9, după ce ai tras tu linia, 3 la 9 este mai mic decât 3 la a 3 ori 11 la 3, da? Da. Deci, cu alte cuvinte, 3 la 9 este clar că din tot grupul celor 4 numere care au fost date la început, deci din cele 4, 3 la 9 e cel mai mic. Da. Bun. Acum urma să vedem pe urmă care este al doilea pe care să-l plasăm. Al doilea însemna să alegem pe unul din cele 3 care au rămas. Al doilea din cele 3 pe care le aveam la dispoziție erau, cele 3 sunt, clar, 33 la a treia și respectiv 3 la 27. Da. Ai 3 la 27 33 la a treia. Pe 33 la 3 l-ai scris imediat de desubt ca fiind 3 la 3 ori 11 la 3. Că 33 înseamnă 3 ori 11. Da? 3 la 3 ori 11 la 3. Și acum noi le-am așezat unul lângă altul. Ea șterge din nou acolo ce ai scris sub linie. Sub linie ce ai scris. Așa, așa. Totul șterge, da. Și luăm din stânga, chiar din stânga, în spațiul care ți l-ai creat, spațiul liber, și spunem 3 la 3 ori 11 la 3. Acolo, așa. Deci, ai pe 3 la 27, 3 la 9, și ce scrie acolo? Deci 27 ori 3 la 3 ori 11 la 3, nu știu ce e cu el acolo. Fiindcă aici era 27 ori și a rămas să vedem și n-am mai scris aici. Așa. No, 3 la 33 e de sine stătător. 3 la 33 e de sine stătător, vezi? Și 11 la 3 ori 3 la 3. Ori 3 la 3, da, că e 33 ăla. Da. În loc de 33, 3 la 3 ori 11 la 3. Și noi suntem foarte... și ar mai fi fost la 3 la 33 pe care îl vedem... Da? 3 la 33. Acum, tu știi sigur că începi cu 3 la 9, de desubt începi 3 la 9, care e cel mai mic. Nu, nu, așa acolo, 3 la 9. Pun așa. Și bunul simț matematic ți-a spus ție, spune mai mic cu... 3 la 9 am arătat că e mai mic. Este făcut de noi. Față de 3 la 3 ori 11 la 3. Da. Da? Da. Ăsta să fie pe locul 2. Pune-l pe locul 2. 3 la 3 ori 11 la 3. Deci pune mai mic. Ai spus mai mic și pune-l imediat pe el numărul. 3 la 3 ori 11 la 3. Mă auzi? Da, acum am apăsat un buton și nu știam cum să... Da, acum. De fapt, acela știi cine este. E 33 la 3. Da, da. 33 la 3. Și pui iar mai mic un semn de întrebare. Pune de desubt un semn de întrebare. Sau pune-l și acolo. Mai mic decât bănuim noi, decât 3 la 27. Iar am uitat să pun la încărcat laptop. Gata. Deci acolo semnul de întrebare spune, pune-l sub semnul mai mic. Adică nu știi sigur că ai făcut bine. De aceea lăsăm acolo, așa. Mai mic, bănuim noi decât 3 la puterea 27. Și mai mic, sigur, fără comentarii, decât 3 la 33. Eu zic că aici e bine așa, fiindcă 3 la 27 e foarte mare. Ai tu simțul, bunul simț matematic, nu? Eu sigur. Sunt convinsă. Dar să știi că în matematică nu există așa o... Pe cuvânt de onoare. Pe cuvânt de onoare că e bine. Nu există. Există numai argumentații făcută pe baza unui raționament. Deci trebuie să facem asta, să răspundem la semnul de întrebare. Și de aceea luăm deoparte și dedesubt, în loc de 33, cât am zis că zicem? În loc de 33? Da. Am zis 3 ori 11. Adică și 3 la 3 și 11 la 3. Și scrie 11 la 3, 3 la 3. Numai semnul de întrebare luăm, da? Numai semnul de întrebare, adică între cele două numere. Nu mai copiem nimic, nu mai spunem echivalent, nimic. Pune o bară ca să lămurim numai semnul de întrebare. Pe noi nu ne mai frământă nimic acum. Ne frământă doar semnul de întrebare. Și în loc de 33 să zicem 3 la 3. 3 la 3 totul la 11. Nu e așa. 3 la 3 ori 11 la a 3. Știi de ce? Explicăm. Păi, fiindcă am făcut, dacă aș fi scris, eu am zis să scriu 3 ori 11, totul la 3. Da. Fiindcă ați vrut să-l scriu pe 33 altfel. Și am ridicat pe 3 la puterea 3 și pe 11 la puterea 3. Deci așa știu eu că un produs se ridică la o putere, ridicăm pe fiecare în parte la puterea respectivă. Trebuia să vii foarte rapid așa. Pe baza 33, am scris-o ca fiind 3 ori 11 și fiind totul la a treia, am zis și 3 la a treia și 11 la a treia, da? Da. Bun. Și punem mai mic cu semn de întrebare, că tu așa simți că e corect, mai mic și semnul de întrebare dedesubt, cu 3 la puterea, cât este acolo? 3 la 27, da? Ei, ce ar avea comun membru stâng și membru drept? Ce ar fi în comun? Păi aici avem exponentul 3. Da, dar eu aș vrea... Ei, hai, lasă-l, nu-l mai rupe așa. Lasă-l 33 la a treia. Deci revină pentru membru stâng, scris 33 la a treia. Membru stâng, care e membru stâng? Membru stâng 3 la 3 ori 11 la 3. În loc de 3 la 3 ori 11 la 3, lasă-l ca înainte. 33 la 3. Deci nu-l mai rupem. Lăsăm așa, 33 la 3. Acum gândește cum scrii tu membru drept ca să fii ceva la a treia, ca să ai aceeași exponent. Am zis mai în urmă. Așa. Am zis mai în urmă 3 la 9, totul la 3. Exact. Deci echivalent, cele două le scrii din nou. Echivalent cu a spune 33 la 3 față de 3 față de 3 la 9, totul la 3. Perfect. Acum, fiindcă exponenții sunt egali, ar trebui să compar pe 33 cu 3 la 9. Și scriu, fac, nu. Da, e bine. Spunem 33, cum este față de 3 la 9? 33 la 3 față de... Îi scrii din nou? Nu, n-ar rost. Numai 33-ul. Că ai aceeași bază. Ai același exponent. Deci bazele 33 față de vecinul 3 la 9. Ah, ok. Păi 3 la 9 e mai mare. Sigur că da. Că vine 3 ori, 3 ori, 3 ori, 3 ori, 3 de 9 ori, așa. Și atunci semnul de întrebare pe care l-am pus își pierde. Nu? Nu mai merge să-l mai punem. Exact. Da? Deci ce nu aveai tu siguranță, iată că semnul de întrebare dispare și spunem îi sigur mai mic. Și aceea este ordinea. Deci 3 la 9, 33 la 3-a, apoi 3 la puterea 27 și apoi 3 la puterea 33. Vezi? Abia acum am dat răspunsul. Hai să vedem încă o dată, Alesia. Pe traseu, deci uitându-le la cele 4 numere, le-am aranjat cât am putut de mult ca să fie aceeași bază. 3 din ele aveau aceeași bază. 3 la 27, 3 la 9, 3 la 33. Dar unul din ele, 33 la a treia, nu știam noi cum să facem ca să-l aranjăm. Și ne-am concentrat pe aranjarea lui 33 la a 3-a față de 3 la a 9-a și am văzut că 3 la 9 e mai mic față de el și a mai rămas un semn de întrebare, acela între 33 la a 3-a față de 3 la 27 și am răspuns și la semnul de întrebare acela. Ei, aici la compararea numerelor acestora trebuie să remarcăm, trebuie să precizăm că în virtutea experienței pe care ai câștigat-o de până acum, în condițiile în care ai de ordonat niște puteri, trebuie să ai șansa să ai aceeași bază. Dacă ai aceeași bază, treaba e foarte simplă. Dacă nu ai aceeași bază, cum s-a întâmplat la noi 33-ul acesta care nu putea fi scris ca 3 la o putere. Că 33 nu poate fi scris ca 3 la ceva. Atunci trebuie să te duci pe exponenții egale și să compari cu vecinii care crezi tu că ți-au oferit șansa. Unde îl plasezi pe acela? Că celelalte 3 erau ușor de plasat. Erau ușor de văzut care-i ordinea. Ei, aici s-a aflat situația aceea că puteri diferite cu exponenți diferiți. Și tu ai aranjat, văzând exponentul lui 33 că e 3, ce bine ar fi ca și unul din vecinii pe care îi aveai tu în vedere, 3 la 27, să-l fi scris ca ceva la a treia. Și atunci e 9 ori 3 și 3 la 9 față de 33 este clar că e mai mare 3 la 9. Dar nu e clar că spunem noi, ci că am argumentat foarte bine treaba asta. Da, să vedem alte gheșițiu. Și atunci șterg tot că deja nu mai ștergi, sigur că da. Ștergi totul ca să te duci la următorul. Următorul trebuie să ordonăm de data asta descrescător. Deci constatăm că sunt exerciții frumoase, interesante și ne întrebuințează foarte bine pentru că trebuie să știm proprietățile puterilor. Și dacă știm proprietățile puterilor, ne orientăm exact de care proprietate avem nevoie, cum organizăm. Da. Ordonați descrescător numerele. Așa, adică 5 înseamnă descrescători, de la cel mai mare la cel mai mic. De la mare la cel mai mic. Și descrescători de la mic la mare. Da. A. 3 la 40. 2 la 60. 25 la 10. 7 la 20. Deja avem numere mai mari. Sigur că da. Deci suntem din nou într-o situație dificilă. Ce idei ai tu? Păi, având în vedere că nu pot să calculez nimic. Dar nimic? Sigur că da. Nimic. Aș încerca să văd. Nici n-am cum să le aduc pe toate la aceeași bază sau la aceeași. Sigur că da. Nici aceeași bază nu ai șansă. 3, 2, 25. Hai că mai umbli la 27. Da, n-am nicio legătură între ele ca să le aduc la aceeași bază. Perfect. Aș încerca să văd ce bază și ce exponent pot să scriu altfel. De exemplu. Dar dacă ai avea șansa să fii același exponent peste tot, n-ai fi fericită? N-ai fi fericită să ai același exponent? Ba da, ba da, ba da. N-ai fi fericită, sigur că da. Și atunci cum să trăiești tu fericirea aceasta, momentul ăla de fericire? Ce exponent ar fi peste tot? Ce exponent ar fi peste tot? Păi mai întâi trebuie să văd cum îl mai pot scrie pe 40, cum îl mai pot scrie pe 60, pe 10 și pe 20. Foarte tare, foarte tare. Deci fiecare număr în parte. Și îmi dau seama cât, totul la cât. Și pe toate trebuie să fie la acel număr. Corect. Dar așa la prima vedere, uitându-te la numerele 40, 60, 10, 20, care ar fi divizorul comun la toate numerele astea? 40. Are vreo legătură că sunt pare? Deci eu aș mai umbla un pic la 25 ăla. 25 ăla cum să scriem? 5 la 2. Ia să scriem. Deci să lăsăm 3 la 40, scriem din nou 3 la 4, toată gruparea. 3 la 40 îl las așa. Da. 2 la 60 lași. 2 la 60 las așa. Și pe 25 îl scriu ca 5 la 2. 5 la 2 și totul la 10, ar face 5 la câta deodată? A, deodată. A, ok. 5 la A. Dar nu, stați, am zis că 5 la 2, totul la 10. A, da. 5 la 20. Așa. Așa, 7 la 20. Aș putea să-l scriu pe 20 altfel. A, 20, două puteri au același exponent, ești fericită. Dacă ai putea și pe ceilalți ceva să fii tot la 20 și celelalte două puteri să aibă exponentul 20. M-ați întrebat la ce exponent ar trebui, aș crede eu că ar fi toate, mi-a trecut prin cap 20. Nu ți-a trecut? Ba da, mi-a trecut. Păi asta, câtă vreme doi din ei, nu, două puteri deja au exponentul 20. Acum visezi și la 40 și 60 să fii tot încorporat cu 20. Cu legături cu 20. Atunci să-i scriu altfel. Pe 3 la 40. Să-l scriu pe 40 încât să aibă. Poți să-l scriu pe 40 ca 40, dar ca putere... nu 40. Nu mi-ar place. Nu mi-ar place 40. 10 la 4. Nu, nu, 10 la 4. Nu, nu. 40, cât oricât să facă 40, dar să fie cu 20 în legătură. A, să fie cu 20 în legătură. Păi, dar 20, mie nu scapă din vedere ideea cu 20. 20 ori 2. Păi vezi? 20 la 2. Nu 20 la 2, 20 la 2 e mult. 20 nu, ori 2. 2 la 20. Nu, nu. Cum să fie acolo? Deci 20 ori 2. Hai că merge. Ca să, când se mulțesc, să apară 20 ori 2. O putere la o altă putere, adică? 20 la... 3 la... Vreți să îmi dea 20 la 2. Nu, să-ți dea 20 ori 2. 20... Adică sus să-i înmulțesc și să am 2. Da, 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 sus să-i înmulțești. Pe și baza? Baza să fie 3. Baza 3, da. 3 la 20 ori 3 la 2. Cum? 3 la 20 ori 3 la 2. Nu, atunci se adună. Ce? A, da. A, o... 3 la 20, totul la 2. 30, da. 3 la 2, totul la 20. Ai, altă mâncare de pește. Deci 3 la 2, totul la 20. Față de următorul. Ia să văd și acolo. Mai avem doar cu ăsta. Da, și după avem toate la 20. Face ești fericită, da. Ok, 2 la 60. Deci trebuie să umplu la 60. Și pe 60 pot să-l scriu ca 20 ori 3. Corect. Și ce? 20 ori 3 am zis. 2 la 3, totul la 20. Așa, da. Față de 5 la 20, față de 7 la 20. Acum toți au exponentul 20. Și acum scrie echivalent cu 3 la 2, știi cât face, umbli la bază. Ok. Echivalent. Și am 8 la 20. Nu, că e 3 la 2, nu e 2 la 3. A, 9. 9 la 20. Aici e 8 la 20. 5 la 20. 7 la 20. E, asta rezultă că în ordine ar fi așa, 5 la 20 e primul, după aia 7 la 2, a, nu, stați, am zis descrescător, am 9 la 20, 8 la 20, 7 la 20, 5 la 20. Adevărat. Deci ordinea descrescătoare este asta, anume, ai zis 9 la 20, 8 la 20, 7 la 20 și 5 la 20. Este corectă. Scrie și spune-mi unde ți-a plăcut. Hai să vedem. Povestește la început. Care a fost starea ta de spirit? Când ai văzut numele și te-ai uitat așa? Am văzut. Eram sigură că n-am ce face. Da, păi da, minunat. Ai început cu n-am ce face, nu? Da, n-am ce face și nu pot să rezolv nimic. Fiindcă în primul rând erau și numere mari și nu puteam să le calculez și nici nu aveau legătură între ele ca să le aduc la același exponent sau același bază. Corect. Și totuși... am speranță și am găsit o metodă. Oh, nu. A fost ce am spus la început, când am zis, Doamne ajută. Deci n-ai fugit de lângă ieșiță. Am zis, trebuie să fac ceva. Da. Trebuie să reușesc ceva. Și am început să visăm. Și să visăm, zici, dacă ar fi același exponent. Da, dacă ar fi toate la același exponent, ce bine ar fi, că am putea rezolva. Și apoi am început prima dată să luăm pe 25. Am văzut că putem să-l scriem altfel. Și am zis așa, le-am scris pe toate, le-am lăsat așa. Și pe 25... Dar dacă nu-ți venea în minte, stai să o clipă, dacă nu-mi venea în minte să umbli la 25, uite, nu-ți venea. Privind numai la exponenți, care ar fi fost comun tuturor, la ce putere ar fi fost? La numele 40, 60... Deci la 20. Nu-i 20? Ar fi fost 10, cred eu. 10. 25 are la 10-a. Deci dacă nu ne venea în minte să umblăm mai întâi la 25, atunci privind așa, egheșițiu, am fi sesizat că 10-le e cel mai mic exponent, că 20-ul poate fi scris ca 2 ori 10, că 60-ul ca fiind 6 ori 10, că 40 e 4 ori 10. Deci, fără să sesizăm, hai să facem și în varianta asta. Că nu ne venea în minte să-l umblăm la 25. Nu ne venea în minte. Și ne îndreptam privirea numai spre exponenți. Și ca să fie divizor, se cheamă asta, tuturor numerelor, la cine se împarte cel mai mare număr la care se împarte toți exponenții aceiași. 40, 60, 10 și 20. 10 este. Da? Și atunci am fi spus... În loc de 3 la 40, ia scrie de desubt, 3 la 4 ori 10, 3 la 4 ori 10, apoi vecinul, 2 la 6 ori 10, 25 la a 10-a, îl lași pe el, 25 la... Îl lași 25 la 10. Nu umblăm deloc. Nu ne-a venit în minte. Ne-am concentrat cu la 10. Deci îl lăsăm. Da, da, nu mai știu. Fac și 2 la 20. Corect. Și acum echivalent cu scrierea. Echivalent cu scrierea. 3 la 4-a ori... Totul la 10. 3 la 4-a, totul la 10. 3 la 4-a, totul la 10. 2 la 6, totul la 10-a, 25 la 10-a, da. 7 la 2, totul la 10. Echivalent cu? Echivalent cu. Păi stați că dacă fac cu 4 ori 10, deja mă întorc înapoi. Nu. Acum ești fericită chiar. Calculăm bazele, că ți le poți calcula. 3 la 4 cât este? Să fac 3 la 4, 2 la 6, 7 la 2? Sigur că da. Sigur că dacă ești gata cu egheșiția. 3 la 4 cât vine? 81. Sigur că da. 81 la 10. 81 la 10. Pe lângă. Pe lângă 2. Cât era de la 64? No. 2 la 6 cât vine? 2 la 3 8, iar 2 la 3 8, ori 8, 64. 64. 64 la 10. 25 la 10. Da. E 7 la 2, care e 7 ori 7. De ori 49 la 10. Ei, și gata, e gheșițiu. Și acum, ca să le scriu descrescător. Da. Cel mai mare este 81 la 10-a. Da. Nu-i bine rezultă. Nu-i bine rezultă. Pur și simplu. Le scriem în ordine. Răspundem, nu? Răspuns. Pur și simplu, răspuns. Da. 64 la 10, da. 49 la 10 și 25 la 10. Dă rezultate complet diferite. Nu, este același. Este același. Cum să nu fie? Este același. Numai că acolo e la 20. Dar pe 22 ori 10 și 69 la a doua și face cât? 81. Okay. Cum să fie? Este aceeași matematică. Numai că acum am lucrat pe exponentul 10. Cred că am făcut mult mai ușor exercițiul acum. Da, parcă e mai ușor așa. Nu așa? Da. Deci ne-am uitat și deodată am spus stop, hai că ne prindem. Că 10-le ar fi comun tuturor. Că în loc de 44 ori 10, 66 ori 10, 22 ori 10. Și atunci am umblat. Vezi? Nu neapărat chestia aceea cu 25 la a 10-a, l-am scris ca 5 la a doua, a condus la baze mai mici. Bazele au fost 9, 8, 7 și 5. Dar acum bazele sunt la puterea a doua. 9 la a doua e 81, 8 e 64, 49 e 97 la a doua, deci și 5 la a doua, 25. Rezolvarea în varianta a doua mi s-a părut mai șmecheră, mai la îndemâna noastră. Da, mie oricum mi-a plăcut exercițiul tot. Sigur, sigur. Următorul. Te rog. Următorul este... Următorul este așa. B. 3 la 2 x. Așa, tot descrescător trebuie să le așez tot descrescător. Deci numerele sunt 3 la 2x, 2 la 3x și 5 la x, da? Da. Și x să fie diferit de 0. Îți dai seama dacă x ar fi egal cu 0, ce s-ar întâmpla? Da. Ce s-ar întâmpla? Păi 2x înseamnă 2 ori x, nu? Da. Păi atunci ar fi 3 la 0, adică 3, față de 2... 3 la 0 cât este? 3. Nu. E 1. Da. E 1 față de 1 față de 5. Față de? 1. Tot 1, da? Tot 1. Și ar fi egale. N-am mai fi nicio ordine. Da, de asta au vrut diferite de 0. Exact, asta. Ăsta e motivul. Alesia, noi trebuie să ne întrebăm de ce așa, care e motiv? De ce o să x diferit de 0? Adică dacă ar fi 0, ce s-ar fi întâmplat? Nu mai avea sens exercițiu. Nu mai avea rost să punem problema ordonării, care ar fi fost toate egale. Aștept inițiativa ta. Aș începe să zică x egal cu 1. Dacă x ar fi egal cu 1, aș avea 3 la a 2, 2 la a 3 și 5. Da. După aia la 2, la 3, doar că X-ul poate să fie până la 9, inclusiv 9. Nu, X-ul poate să fie orice număr, cât de mare. A, da, stați că nu este scris așa. Așa? Deci nu-i cifra, nu-i cifra. Nu-i număr, da. Nu-i componența unui număr. Poate să fie orice număr, atunci poate să fac până la infinit așa, dar... Sigur, nu... Visăm, dacă ar fi totul la X, totul la X, totul la X. Ar putea să fie așa. Să fie exponentul X la toate cele 3 puteri? Exponentul X. Una din ele Y, deja. 5 da, la X. E liniștit. Cum aranjezi pe celelalte două să fie la X? 3 la 2, totul la X. Sigur că da. Bun. Adică? Adică. Nouă la X. Corect. 8 la X. Da, nu? 5 la X. Da. Da, stați, că deja sunt ordonate descărcății. Terminat. Care a fost poanta aici? De ce ai stat tu pe gânduri? Păi, în primul rând eu mă gândeam să-l înlocuim pe X. Da. Și a înlocui pe X nu însemna decât să faci niște cazuri particulare. Da, exact. Și după am văzut pe 5 la puterea X și am visat că dacă ar fi toate la puterea X, sigur că da. Cum ajungem să le punem pe toate la puterea X? Și am zis 3 la a doua ori X este 3 la a doua tot la X. Așa în toate cazurile până am avut că ăsta e 9, ăsta e 8 și 5 e 5 și am rezolvat. Deci având același exponent, pe urmă bazele te-au dirijat și ai putut spune ordinea, nu? În toată... În discuția noastră nu ne limpede că avem de comparat puterile și ca să putem să le comparăm, mai multe puteri între ele, visăm să avem același exponent și făcând rost de același exponent, atunci lucrurile merg. Da, un altul? Următorul este pus cospeluță și nu înțeleg ce este pus cospeluță. Ah, e dacă vrem să-l facem suplimentar. Ei, asta are o dificultate mai mare. Să știți că are, da. Da. Atunci... Hai să-l vedem. Dacă ne prindem, ne prindem. Dacă nu, spunem, uite, o să ne mai gândim la el, îi promitem. Adică, și da, să ne gândim. Obligatoriu. Putem face într-o lecție normală. Deci într-o altă lecție îl facem, nu? Da, îl spun să vedeți cum... Ia să vezi, ia să-l văd, că e curios. Tu nu știi că nu poate dormi. Păi, exercițiul e așa. Aflați câte cifre are numărul 2 la 30. Scris ca număr natural. Deci 2 la puterea 30. Aflați câte cifre are. Indicații. Să arate că 10 la a 9-a, să arate că 10 la a 9-a mai mare decât 2 la 30, 2 la 30 mai mare decât 10 la 10. Să arate asta și să aflăm câte cifre are el. Hai că mi-ai făcut exercițiu cu indicația aceea. Deci, l-ai făcut aproape. Dacă tu m-ai ajutat atât de mult, nu prea am, că ai șters foarte repede. Când să mă prind și eu, atunci ai șters asta. Ah, de ce nu? Da. Odată așa stând lucrurile, 10 la 9 câte 0-uri are? De unde să știu? Păi, nu, hai să spunem, câte cifre are 10 la a doua? 10 ori 10. Adică câte cifre? 100, nu? 100 câte cifre are? Numărul 100. Are 3 cifre și 2 zerouri. Bun, 3 cifre, da? 10 la a noua câte 0-uri va avea? 9. 9 0-uri, sigur că da. 10 ori 10 ori 10 ori 10, deci 9 0-uri și cu 1, 10. Exponentul îți spune câte 0-uri are. Păi nu spune, dar spune câte cifre are numărul din stânga. Deci numărul din stânga are, am spus adineauri, 10 cifre, nu? Da. 10 la 9 are 10 cifre, care are 9 0-uri și cu 1 din față, într-adevăr, este un număr din 10 cifre. Dar 10 la 10-a. 10, 11. Deci, dacă așa stau lucrurile, că 2 la 30 e cuprins între astea, înseamnă că 2 la 30 este un număr care va avea un... câte cifre? 30. Ăsta din stânga are 10 cifre, celălalt are 11 cifre. Da, și ăsta are 31? Am să-ți dau așa. Uite, 78, scrie 78, este cuprins între 10 și 100. Zicem 10, e mai mic decât 10, e mai mic decât 78 și mai mic și mai mic. Nu, păi n-ai spus mai mare, mai mic. 100. Decât 100. Câte cifre are 78? 2. 2 cifre. Deci vezi? Dacă spun așa, 10 la a doua, scrie 10 la a doua, mai mic decât 937, care e mai mic decât 1000. Mai mic decât 10 la a treia. În loc de 1000, poți zice 10 la a treia. În loc de 10, zici 10 la a doua aici. 10 la a doua e mai mic. Acolo 10 la a treia și 10 la a doua e mai mic. Adică 100, nu 10. Că tu lăsa numai 10. Da? Deci 987, am zis că e cuprins între 10 la a doua și 10 la a treia. Așa acolo. E adevărat așa? Da. Câte cifre are 10 la a doua? 2 cifre. 10 la a doua e 100 tradus. Are 3 cifre. A, 3. Credeam că mă întrebați câte zerouri. Nu. Cifre, ca număr de cifre. Da. 10 la a treia câte are? 3. 4. 4 cifre. Deci, când spunem că numărul e cuprins între cele două, între 10 la a doua și 10 la a treia, el înseamnă că are numărul de cifre este acelui din față, adică al lui 10 la a doua, 3 cifre. Scrie așa. 10 la a 7-a mai mic decât x. 10 la a 7-a. 10 la a 7-a mai mic decât x. 10 la a 7-a, mai mic decât x, mai mic decât 10 la 8-a. Câte cifre are x? 8. Are 8 cifre, sigur că da. Pentru că așa, acolo este un număr cu 8 cifre. 10 la 7 înseamnă 8 cifre, da? Și celălalt ar fi 9 cifre, fiindcă nu atinge valoarea acelea, deci este cuprins între. Are totdeauna pe ăsta din... Așa că 2 la 30, câte cifre va avea 2 la 30? 31? Nu. Păi este un X acolo, cuprins între. Adică 2 la 30 mai mic decât X? Nu, în loc de 2 la 30 este un X. Cum îl vezi pe X-ul ăsta, închipuiți că în loc de 2 la 30 este un X. Și are în stânga pe 10 la 9 și în dreapta pe 10 la 10. Câte cifre va avea? 10. 10 cifre. Asta e foarte tare. 10 cifre va avea numărul ăsta. Da. Deci jucându-ne noi cu atenție așa, 10 cifre. Dar asta, inegalitatea asta a fost drăguț autorul când i-a dat-o. Exact. Noi nu știm că 10 la 9 mai mic decât 2 la 30 mai mic decât 10 la 10. Dar folosind-o ca un adevăr pe care știe el de unde o știe, habar n-am. În momentul ăsta o să vedem acuși dacă ne mai ocupăm, dar este un exercițiu foarte interesant. Și tu acum aveai pe cine numărul de cifre a cărui număr? 2 la cât era? 2 la 30. Nu, nu, ai avut un alt exercițiu. Mi-ai spus că vreau să aflu numărul de cifre al lui 2 la... Și zice că să folosim observația asta. Alta. Da, 2 la 30. A, 2 la 30? Da. E, acum am răspuns. 2 la 30 este clar, are 10 cifre. Dar ar trebui să dovedim această relație. Cum? Cum să o putem dovedi? De unde să știm că este cuprins între 10 la 9 și 10 la 10? Pe moment, acum, nu-mi vine nicio idee. O să încercăm să ne gândim într-una din lecții următoare. Că dacă nu ne dădea indicația asta, noi n-am fi mișcat nimic la exercițiu. Exact, am fi stat și... Adică să fim sinceri, că merită totdeauna trebuie să fim corecți. Când, dacă autorul era spune, află numărul de cifra acestuia. Probabil că încercam noi fel de chestii, nu știu ce, nu știu cum găseam, dacă să-l plasăm între 10 la 9 și 10 la 10, mai greu. Și asta era esențial lucru. că trebuie plasat între 10 la 9 și 10 la 10. Alesia, eu îți propun să ne oprim pentru că e și o oră mai târzie. De acum oboseala aș pune cuvântul și tu după o zi de lucru, eu după iarăși o zi de cu multe probleme așa care apar în timpul zilei. Și să spunem așa. Aș mai vrea să mai știu când trebuie să aflu ultima cifră. Te rog. Nu știu, la orice exercițiu, când trebuie să aflu la ultima cifră. Noi am făcut destul de gheșiții acolo. Dacă tu te-ai duce și să încerci să vezi gheșițile făcute, care le-am așa, sigur că afle. Știi că se face ciclul acela, exponentul a puterii respective, se încearcă să se așeze baza 2, 3, nu? Da. 2, 3, 5, 7 și să știi că la 2 și la 3 din 4 în 4 se repetă. Mi se pare că nu știu, la vă da și la 4, dar 42 la a doua. Nu trebuie să faci așa. Deci 2, 3 la 7. 7 la 1, 7 la a doua, 7, tot 4 mi se pare că ar fi. Există parcă și că din 2 în 2. Deci lungimea ciclului este de 2. Și după, din clipa în care îți faci tabelul acela din cât în cât se repetă, atunci tu împarți și vezi restul. Și te uiți dacă restul e 0, 1, 2 sau 3. Dacă restul este 0, înseamnă că te uiți la multipli de 4, când lungimea ciclului de 4, când e restul 1, ca și cum ai zici 2 la 1, când restul e... Sunt făcute, acestea le-am făcut, nu-ți rămâne decât să te uiți pe filmulețe și hai să spun pe cea dreaptă. Eu... Așa, cu tot dragul, te-am adus până la nivelul ăsta încât tu te poți descurca foarte bine de acum. Și în sensul că sunt toate lecțiile astea făcute pe Prof online. Dar toate sunt făcute. Și eu, așa cum ai și văzut în filmulețul care a fost la Trinitas, eu stau tot timpul într-o stare de tristețe că ce fac cei care nu au nicio șansă? Cum se descurcă aceia? Aceia sunt niște copii condamnați. De ce? De ce să fie condamnați? Nu se poate. Trebuie găsit o soluție. Deci, tu ai beneficiat de această perioadă când noi am luat-o de jos, dar vezi, te-ai obișnuit cu ideea că trebuie să faci tema pentru a doua zi, cu lecția aceea. Însă, pentru asta trebuie să muncești, să vezi, să descoperi tu, că în clipa în care spui foarte tare mintea la treabă, ca să faci tema, nu e exact gheșiția acela, dar găsești gheșiții asemănătoare și atunci vezi exact cum se procedează. Deci rămânem tot așa, cu gândul că trebuie să găsim o soluție și pentru cei foarte mulți, enorm de mulți. Copii condamnați la neștiință. Nu se poate. Nu-i drept. Lumea asta nu-i corectă. Așa este. Dar ceva trebuie făcut și pentru aceea. Deci eu îți spun că răspunsurile le ai în lecțiile făcute, chiar și în lecțiile noastre. Cu ultima cifră noi am făcut așa ceva. Weekendurile și toate acelea sunt folosite pentru a-ți pune la punct. Eu am povestit odată într-un filmuleț, cum anume, de unul singur, neavând nicio posibilitate, m-am luat toată materia, am făcut-o singur când eram elev ca și tine. Și nu știu dacă ți-am spus, eu în timpul școlii generale n-am avut nicio medie de 9, am avut numai medie de 10, dar cum, fără să am șansa să am timp să învăț. Nu puneam problema să weekend, să nu știu ce, nu știu cum. Ce weekend? Trebuia să... Vineam la școală, îmi plecam la câmp cu mama, la cules porumb, la toate treburile care erau de făcut. Și dacă, când reușeam seara să mă întorc cu o lampă cu petrol, acolo aveam sau nu, uneori nici petrol nu aveam acolo să punem în lampa aceea, nici lumină, nici nimic. Deci oamenii, cei care au dorit, au făcut niște eforturi maxime ca să poată să ajungă să descopere. Dar trebuie să vrei tu. Ce weekend, unde, ce și cum. Tu, sigur că confortul presupune micșorarea efortului. Asta e dintotdeauna. Deci dacă căutăm confortul și omul caută confortul, sigur mai puțin efortul. Și atunci nu mai atingem performanțe. Adică performanțe. Adică trebuie muncit, trebuie să ne obișnuim să muncim ca să descoperim, și ceea ce descoperi de unul singur este mult mai valoros decât ți-ar arăta cineva. Ne oprim aici și să spunem că am făcut de nouă lecții frumoase și că sigur, dacă te vei uita pe lecțiile făcute și cu ultima cifră avem destul de lecții și te descurci. La revedere, Alesia! Noapte bună!